Începe Republica azi, ediție electorală, doamnelor și domnilor. Continuăm periplul nostru de această dată în județ pentru a vedea ce planuri noi au candidații la primăriile localităților pe care le avem cu mândrie și cu cinste, dar bineînțeles pe care comunitatea le doresc a fi dezvoltate, inovate și de ce nu să existe acolo bunăstarea de care oamenii au nevoie. Și e bine, ne oprim de această dată în localitatea Păuleș, nu foarte departe de municipiul Ploiești, cunoscută pentru cireșele de mai, da? Știți despre acest lucru. Ce avem nevoie acolo? Ce s-a făcut sau nu? Câte schimbări se pot produce în perioada următoare sau care sunt cele mai stringente? Despre toate acestea vom discuta în ediția de astăzi. A venit alături de mine domnul Marian Ioniță, candidat la primăria Păuleș din partea PSD. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bine v-am regăsit, să zic ne-am așa. Mai văzut, bineînțeles. În formula bine aceasta. Eram atunci cu a mea colegă la turul de forță. Domnule Marian Ioniță, de regulă încercăm așa, atât cât putem, să îi rugăm pe invitat să se prezinte. Ați mai făcut lucrul ăsta la Ploiești TV, la Republica News TV. Ei bine, vreau în acest moment să ne spuneți, dacă m-aș uita pe pliantele dumneavoastră, scrie mare în atenția tuturor, a venit vremea schimbării. Adevărat. A venit. Cunoașteți localitatea Păulești. Foarte bine. Și dacă a venit vremea schimbării, cu ce trebuie să începem exact? Să schimbăm oameni. Să schimbăm oamenii, să schimbăm mentalitatea. Foarte să schimbăm spus. Gândirea, să venim cu noi idei, idei noi, inovatoare pentru noi și cetățenii localității. Tuturor celor patru sate care le avem. Păulești, Păulești noi, Găgeni, Cocoșești. Bine, ordinea acum sper să nu se supere. Da, sper să nu se supere nimeni, dar trebuie să facem pentru ei. De asta și eu am spus la început, numele de dinainte, frățiorul mai mare al actualului Păzgăne TV, deci în regulă. Bun, spuneți de mentalitate, este foarte important. Da, foarte. Dacă ar fi să facem o analiză, domnule Marian Ioniță, localitatea Păulești este o localitate totuși dezvoltată, ar spune oamenii, domnule, foarte aproape de Ploiești, sunt extrem de multe persoane care vin acolo și au case de vacanță, cum se numeau ei? Străinași în anumite zone, străinași, se spune. Vinitici. Vinitici, da, haide să... Dar care sunt acolo, da. Unii dintre ei și-au făcut chiar și mutație și odată ce vin într-o comună cum este Păuleștiul, așteaptă să se întâmple lucruri bune. Așteaptă să se întâmple lucruri bune, foarte bune, nu acceptă scuze din partea noastră. Nu acceptă scuze, nu. Pentru că își doresc o comună europeană. Exact. Adică în 2024 nu putem să venim cu scuze. Domnule, n-avem asfalt, n-avem apă, n-avem canalizare sau acum facem în 2024, scriu în platforma program că fac asfalt sau canalizare. Sau... Nu. Asta, mie cel puțin și colegilor mei din echipă ne-a fost rușine să trecem în platforma cu programul, noi să facem asfalt și extindere de rețele și canalizare, de apă și canalizare. Pentru că era un fel de must-have, sau adică ar fi trebuit să... Asta e ceva elementar. Este ceva elementar. Dacă te duci undeva, te muți la Păulești și n-ai apă, n-ai canalizare, n-ai asfalt, ce să mai vorbim? De fonduri europene, ce să mai vorbim de digitalizare, ce să mai... Adică lucrurile sunt așa cum sunt. Domnule Marian Ioniță, sunt comune prin țara asta care au chiar și sucursale de bancă. Nu mai zic că nu găsim de pildă un bancomat într-o localitate și de altfel acum încurajăm plata cu cardul, dar mai avem nevoie și de cash. Pot să vă întrerup? Vă rog și să mă întrerupeți. Și scuze. Într-adevăr, în ultima perioadă, împreună cu colegii mei din echipa PSD, organizația Păulești, în periplul nostru, prin comună, am reușit să stăm de vorbă cu foarte mulți oameni și pe această cale țin să le și mulțumesc. Apropo de ce spuneați dumneavoastră de bancă, în comuna Păulești, în momentul de față, avem bancomat undeva în zona Intex. Pe platforma program, după cum
o să puteți vedea și dumneavoastră și aceasta o să ajungă la toți cetățenii localității, am prins un bancomat, amplasarea unui bancomat în fiecare sat al comunei. Într-o zonă centrală unde bătrânii în special pot să aibă acces. Unde, de altfel, este important, mai ales pentru că dacă noi folosim și aplicațiile băncilor și facem tot felul de tranzacții, plăți și așa mai departe, sau ne permitem să avem un smartphone cu care să plătim, vârstnici, într-adevăr, încasează pensia pe un card. Toată lumea are card acum. Nu au unde să se ducă și lor le este greu să meargă atât de departe, să zicem. N-au cu ce sau... În fine, sunt oameni în vârstă care n-au copii acasă. N-au copii acasă și n-au cu ce să se deplaseze. Așa, până în centrul local, în centrul satului, de exemplu, poate să meargă să-și bage bancomatul, să scoată pensia. Că e mare, că e mică, asta... Poate părea așa, cum să zic, un proiect, domne, un bancomat, da, dacă ai avea în fiecare sacea unei bănci, așa, care nu percepe foarte multe taxe, că știți că mai e și tot felul de comisioane, să mă exprim. Dar asta se poate face un parteneriat între primărie și o bancă care... Până la urmă, banca, amplasându-și bancomatul acolo, ia un comision. Deci lucrurile se pot rezolva. Numai să vrem treaba asta. Până acum, în Păulești, v-am spus, în zona Intex este un bancomat și în zona Sky. Da, să nu mai dăm nume de firmă, că o să mergem pe la contabilitate. Am înțeles. Sunt aspecte foarte importante. Da, colegul meu din regie mai îmi spunea tot așa un nume de restaurant, bine că nu l-am numit, așa că tot nu mai plecam de la contabilitate toată săptămâna. Bun, este important pentru că, domnule Ioniță, multe persoane își doresc decență până la urma urmei. Comunitatea cere ca, de pildă, într-o astfel de comună foarte aproape de un oraș, reședință de județ, să existe deja sau să fie existat de mult astfel de beneficii. Poate că ele pot părea mai insignifiante la un moment dat față de altele care să primeze clar, dar totuși vorbim de dezvoltare, vorbim de dorința de a obișnui oamenii cu schimbările astea care ne vin fie că vrem sau nu, adică oamenii au nevoie de confort. Corect. Oamenii au nevoie de confort. Confortul, cine ți-l dă? Să ai acces la toate utilitățile. Apă, canalizare, drum. N-ai drum, ai praf în casă. N-ai apă, faci scandal. N-ai canalizare, îți faci fosă. Da, aia necesită costuri. Corect. Astea sunt niște utilitățile elementare. Astea trebuie să le avem oriunde. Pe lângă astea, omul la Păulești, de exemplu, acum sunt oamenii care au venit și au făcut, nu mai au căsuțe din chirpici. Au viile, au gazon, au câțiva pomi acolo, care ăștia trebuiesc, resturile astea vegetale, de exemplu, una dintre probleme, să o zic așa, una dintre probleme pe care noi am prins-o aici, este un centru de colectare a deșeurilor vegetale. Este un lucru nu bun, extraordinar de bun și foarte util pentru comuna. Care ar fi beneficiile, domnule Marianu? Păi, acest proiect al nostru, înființarea centrului de colectare a deșeurilor vegetale, a venit din partea unuia dintre consilierii care îi avem pe listă, este consilier și acum în actualul Consiliu Local, dar nu a fost susținut, nu a fost lăsat să-și promoveze acest proiect. Da? Ce înseamnă asta? Colectăm deșeurile vegetale, le transformăm în compost. Corect. Acest centru îl facem pe fonduri europene. Da? Angajăm niște oameni. Facem un profit. Sunt mai multe lucruri. Aducem bani la bugetul local. Da. Ăsta ar aduce un plus valoare. Da? Oamenii sunt mulțumiți ca unde să-și ducă iarba, crengile. Pentru că dacă mă dau foc miriștilor și așa mai departe, asta e contrar legii. Tragedii sau să fie chiar și amendați. Da. Asta este contrar legii. Nu avem voie să dăm foc. Nu o spun eu, o spune legea. Poliția locală veghează. Și destul de bine, cred că. Da. Iată două dintre proiectele pe care mi le-ați prezentat pentru următorii 4 ani, dacă ajungeți să ocupați funcția de primar din comuna Păulești. Mă mai uit aici o înființare unui serviciu pentru atragere de fonduri europene nerambursabile, domnule Marian Ioniță, în vederea dezvoltării comunei. Până în prezent, comuna Păulești nu a beneficiat de niciun proiect major cu finanțare europeană.
Adevărat. Așa este. Așa este. Cam toată lumea, știți cum e, mai pricepută sau nu, se înghesuie să acceseze în vederea dezvoltării. Că e greu. Sunt multe comune care, prin bugetul local, abia își permit să acopere o groapă, dar aminte să facă cine știe ce altfel de investiții. Nu vreau să mă repet, cred că și data trecută v-am spus, până în anul 2020 primăria Păulești a avut o problemă în a atrage fonduri europene. Haideți să ne aducem aminte. A avut o problemă cu Sapardul, cu rețeaua de canalizare luată la un moment dat. A trebuit să dăm banii înapoi, care i-am luat din DESA. A fost o problemă care s-a rezolvat. Dar din 2020 până în prezent s-au luat fonduri, dar infime. Adică ei pentru un parc, renumitul parc, iau 100 de mii de euro, asta înseamnă 500 de mii de lei, fond european și pun 1 milion 500 din bugetul local. Ăsta nu e fond european, adică asta mi se pare așa... Doar ne facem așa da, că avem un proiect da, ca să dăm adică bine... puteam să iau 1 milion 500 fonduri europene și puneam și eu de la mine cu o cofinanțare de 500 de mii de lei. Asta da, se poate face. E nevoie și de știință, domnule da, Marian Ioniță, pentru că știți că nu e ușor. Dar sunt experți, nu suntem noi cei mai deștepți la primărie. Deși primăria Păulești are funcționari care sunt foarte bine pregătiți. În cadrul primăriei se poate oricând, se poate oricând, și asta o să fac. O să formez o echipă dintre cei care sunt angajați la primărie, plus ajutor din afară, legea ne permite să încheiem un contract de prestări servicii pentru, spuneți, pentru... Astfel de achiziții, da, pentru, da, pentru, achiziții, sau, da, pentru proiecte, da, pentru atragerea unor... De consultanță, mi-a da, scăpat cuvântul. Da, să, să facem un contract de consultanță și putem să demarăm proiecte mari, proiecte pe bani europeni, care ne-ar ajuta. Asta dacă nu care cumva chiar din echipa pe care o propuneți să fie oameni specializați, mai ales că și noastră aveți da, experiență în domeniul economic, pe de-o parte, da, de audit financiar și mai departe, cam tot pe acolo se învârt lucrurile, să zic așa. Lucrurile le înveți și la școală, dar cel mai bine le vezi în practică. Corect. Practica e practică, e clară situația. Și administrația publică o înveți și la școală, faci facultate, dar... Cum teoria ca teoria, corect, practica ne omoară. Practica ne omoară da, pe noi și asta am dovedit-o da, de foarte multe ori da, și nu numai la Păulești, cred că și pe aici, pe la Ploiești, de-a lungul anilor, nu de acum 4 ani, că eu încerc așa cumva să fiu extrem de corect în ceea ce privește informațiile, mai peste tot se întâmplă lucrul acesta. Bun. Mai apare, domnule Marian Ioniță, în programul, în platforma programa dumneavoastră, această problemă a apei potabile. Noi am mai discutat odată, dacă nu mă înșel, și de altfel am și făcut public în cadrul unor știri în jurnal despre anumite situații. Acum, serios, dacă mai merge să n-avem bancomat în zonă chiar deloc, mai merge. Apa nu. Dar să avem problemă cu apa. Păi altceva, ce să ne mai dorim într-o comună care, scuzați, dar e totuși, având în vedere apropierea de un municipiu, nu e atât de greu să ne dezvoltăm pe lângă. Plus că vrem să intrăm în programe de mobilitate și așa mai departe. Adică deja când avem pretenții din astea high class, apa. Apa ce e ce se întâmplă? Care mai este situația în acest moment? Am fost acuzat, și asta o să fac o mică pană, am fost acuzat că mi-am însușit un proiect care nu este al meu. De la cine l-ați furat cu ghilemele de rigoare? Am furat-o de la contracandidații noștri. Sunt și eu pe lista de consilieri din partea PSD, de la contracandidații noștri, să zic așa. Corect, colegii consilieri, sau da, mă rog. Este un proiect furat de la actualul primar care este în curs de... relativ adevărat. Corect. Eu, lucrând în primăria Păulești, fundamentarea acestui proiect, teme de proiectare, notă conceptuală, semnarea contractului, semnarea ordinului de începere sunt... au semnătura mea pe toate documentele acestea, au semnătura mea. Dar eu am plecat de la primărie, este proiectul actualei conduceri, clar. Însă, e nefinalizat. L-ați lăsat acolo să da, rămână pentru da, posteritate. Care trebuia terminat, dacă nu mă înșel, acum 1 an jumate, 2 ani. Și da? Nu... Nu. Este semnat contractul în 2020, în 2022 trebuia să fie gata. Nu este gata nici în momentul de față. E gravă situația. Este gravă. Dacă lucrarea asta nu se termină într-o lună, două, în vara aceasta, Comuna Păulești va suferi din nou de apă. Va suferi. Asta este situația. Nu avem cum să o schimbăm. Sursă alternativă,
terminăm lucrarea, facem legătura la Movila Vulpi în rețeaua magistrală de la Paltinu și avem apă. Văd că scrieți dumneavoastră aici inclusiv despre construirea unor rezervoare de mare capacitate, da, pentru înmagazinarea apei. Așa este. Să știți că dacă vreți așa să vorbim concurențial, avem o comună undeva, nu o să-i dăm numele ca să nu facem notă discordantă, dar este undeva pe niște dealuri și să știți că au rezervoare de apă cât să înmagazineze lichidul vital, să spun așa, pentru multă vreme. Noi avem pe raza comunei și noi rezervoare. Sunt 5 rezervoare, câte 300 de metri cubi fiecare. Asta înseamnă 1500 de metri cubi. Insuficient, am zis și data trecută. Însă, în zona Intex, noi am achiziționat o suprafață de teren. Pe această suprafață este un rezervor de pe vremea lui Ceaușescu, de pe vremea când exista Intex-ul. Da? În zona aceasta noi putem să construim, este un rezervor de, din tablă, care ar putea fi curățat. Să aducem niște specialiști să ne spună, bă, puteți să-l curățați, puteți să-l folosiți. Sau îl dărâmăm și facem altul. Adică nu, lucrurile nu se pot face. Avem un foraj, tot în acest amplasament, care putem să-l folosim. În momentul de față este nefolosit. Avem spațiu să amplasăm o stație de pompe. Și am rezolvat și problema unui rezervor de mare capacitate. Cu o stație de pompe băgăm în rețea. Avem actuala rețea de la Măneciu și sursa a doua de la Paltinu, legătura la Movila Vulpi, care și în acest proiect sunt prinse alte două rezervoare de câte 500 de metri cubi. Deci, adică variante sunt dacă vrei să faci o schimbare, da, înspre, da, adică binele comunității. Adică trebuie să le prioritizăm. Noi asta ne-am și propus. Prin platforma program am spus așa, prioritizăm lucrările în curs de execuție. Nu le preluăm, că nu stale noastre să zic fac eu apa acum, bă, dar, nu, greșit. Le preluăm așa cum sunt, le ducem la sfârșit că e corect, după care venim cu proiectele noastre noi. Cum arată, domnule Marian Ioniță, situația canalizărilor? O altă problemă, că vorbeați mai devreme de fose și așa, da, mai departe, în comuna Păulești, pentru care candidați? Un alt proiect care tot trebuie să-l preluăm și să-l ducem la bun sfârșit este canalizarea din satul Găgeni. Bun. Canalizarea din satul Găgeni este un proiect mare, este finanțat din programul PNDL2, nefinalizat nici ăsta, din păcate. Mai mult decât atât, acest proiect nu este complet. Proiectul a fost doar pe colectorul principal, fără racorduri. Acum, să facem racorduri în tot satul Găgeni e puțin cam scump, dar sunt fonduri europene. Și revenim. Facem compartimentul, serviciul de atragere a fondurilor europene și încercăm să aducem bani ca să o terminăm toată odată. Dacă nu, pe străzi facem recepții parțiale, facem proiecte pentru branșamente și o rezolvăm și pe asta. De se poate rezolva. Cred că înființarea unui astfel de birou pentru atragerea fondurilor europene ar fi o mină de aur pentru orice comună care nu poate să-și permită atât de mult să dezvolte comuna pe cât și-ar fi dorit. Că sunt convins că fiecare edil care ajunge își dorește, nu, să facă o schimbare în comună, să aducă bunăstare și așa mai departe, dar e nevoie cumva și de puțină experiență și flair, aș putea spune, pentru că ați văzut că sunt extrem de mulți reprezentanți ai unor UAT-uri care au avut o sclipire și au atacat acolo unde a trebuit, astfel încât să facă o schimbare cu adevărat în comună, în localitatea respectivă. Nu vreau să repet ce am făcut și data trecută, dar însă vă spun, acum unde lucrez, am întâlnit niște oameni deosebiți, am intrat în relație cu anumiți consultanți care lucrează la câștii, să zic așa. În momentul în care semnăm contractul de finanțare, plătim. Bun. Nu semnăm, nu plătim. La succes. Lucrează la succes cu noi. Adică aduc o firmă de consultanță care lucrează la succes. Și dacă proiectul este unul benefic și se aprobă, gata, atunci... Plătesc. Nu plătesc, asta și dacă nu... Nu ia banul. Nu. Da. Păi până la urmă, banul rămâne în buzunar. Adică sunt două variante de a face de așa manieră, da, încât astfel, da, de proiecte să fie, da, cu un, da, beneficiu. Da. Problema apei și a canalizării, domnule Marian Ioniță, iertată să-mi fie îndrăzneala, e una de rezolvat de la momentul înscăunării a fiecărui candidat care va fi, clar, pentru cei patru ani. Dar astea sunt lucrări în curs de execuție.
Mai sunt lucrări în curs de execuție la școli. Trebuie să susținem și învățământul. De acolo e plecarea. Nu avem copii și nu investim în ei, nu e bine. Creșterea eficienței la școală. Sunt alte două proiecte, școala din Găgeni și școala din Păulești. Creșterea eficienței energetice, două alte proiecte pe AFM. Sunt în jur de 3 milioane fiecare școală. Sunt în curs de execuție și acestea. Ca să nu mai zic că astfel de proiecte precum grădinițele, creșele și așa mai departe, da, reprezintă, domnule Marian Ioniță, o șansă ca tinerii să rămână acolo, să-și consolideze o familie și să nu se mute către oraș, că sunt foarte aproape, pentru că au la dispoziție astfel de, eu știu, logistici. Da. Când vorbim despre o grădiniță și o creșe, cum spuneați, sau modernizarea unor instituții de învățământ, că să ne fie cu iertare. Avem prins în platforma program, dacă dați voie să spun, avem investiții în toate domeniile de activitate, și în sport, și la culte, o să sprijinim cultele, și în învățământ, și în sănătate. Facem și o creșă dacă... Păi uite, nu, să știți că nu m-am uitat mai departe la platforma program, pentru că sunt pe prima pagină, dar o am aici, să știți, da, și imediat o accesez. Dar puteți să ne spuneți despre aceasta, pentru că este foarte important. Da. Și ulterior să vorbim un pic și despre parcul fotovoltaic, să vedem, da, care sunt viziunile noastre cu privire la acest proiect. Să o iau cu platforma program, cu necesitățile care, de care comuna are nevoie, având în vedere dezvoltarea aceasta foarte rapidă și a oamenilor care au venit din afară. Sunt oameni care au pretenții, așa cum ați spus și dumneavoastră la început. Vor să aibă totul aici, la Păulești, nu să-mi iau copilul să-l duc la Ploie sau nu știu. Avem grădinițele care sunt bune, avem grădiniță de stat cu program prelungit. Avem nevoie și de o creșă. Avem creșă privată, dar avem și o creșă la stat, să zic așa. De care să poată beneficia chiar și care nu își permit din punct de vedere financiar, da, să îi ducă pe cei mici acolo. Așa este. În școli avem aceste proiecte care sunt în curs de desfășurare. Da? Putem să venim, propunerea noastră a fost construirea bazinului de not, care tot e propus de ani, de ani de zile, sau se pare că s-a uitat proiectul în sertar. Sau cineva... Să știți că și pe la Ploiești să încearcă unul olimpic, dar nu a fost cu succes. Sau n-a mai avut cine să ducă pe la București să alerge. În fine, banii vin, dar nu dacă stai în scaunul de primar și zici gata, banii vin la mine că eu sunt Marian Ioniță, primar la Păulești. Nu. Nu, banii trebuie să te duci după ei. Ca la servici, pleci la servici după bani. Te-ai dus, aduci fonduri. Nu pleci, nu vine nimeni să te roage să... Hai că îți dăm noi bani să-ți finanțezi tu creșa, parcul fotovoltaic sau stadionul sau bazinul, dar nu. Trebuie să bați la mai multe uși, da, până te asiguri, da, că vorbim de fonduri europene, că Safari, PNRR și așa mai, da, departe, da, toate, da, programele, da, la care te poți încadra până la urma, da, urmei. Legat de acest parc fotovoltaic, propunerea noastră a venit în condițiile în care am vrea să fim independenți energetic. Și chiar să dați și în rețea, v-ați gândit și putem la asta? Putem să adică devenim și prosumatori, da. Adică facem parcul fotovoltaic, măcar pentru iluminatul public, care cred că se ridică undeva la 20-30 de mii pe lună de lei. Factura, da, către, da, operator. Plus de asta, pe instituțiile, care sunt cămin, școli, grădinițe, biserici, de ce nu, putem să punem panouri fotovoltaice ca să reducem consumul. Dacă se poate la zero, ar fi ideal, dar încercăm, putem face treaba asta. Iată că se pot face schimbări, domnule Marian Ioniță, important este să existe voință. Clar. La început. Aș zice și o măsură sau fărâmă de putință, că știți cum e. Da. Încercăm multe să facem, dar până, da, la urmă, dacă nu avem și această posibilitate, este extrem, extrem de greu. Cu siguranță mai sunt alte proiecte de mult care mai să multe vorbim și vreau să beneficiem de timpul rămas, aproximativ 5 minute, pentru a mai aduce câteva în atenție, pentru că știți ce se întâmplă până la urmă, oamenii sunt cei care iau decizii, sunt cei care cântăresc necesitățile lor, ale comunității, dacă ne referim la nivel de grup, da, pe de o parte și pe de cealaltă parte, vor face ca schimbarea să se producă în funcție de ceea ce sau în cine se încred până la urma urmei. Și contează să afle, domnule, ce vrea omul ăsta să facă, oricare dintre el ar fi de orice culoare politică din partea oricărui partid sau, mă rog, chiar și independent. Platforma noastră, program, din punctul meu de vedere, cuprinde toate domeniile, da? Învățământ, sport, cultură, culte, însă
însă venim cu o noutate pentru Comuna Păulești. O noutate. Mi-am permis și le-am notat, le-am scos, să le aveți, da, ca să le menționez expres. Unu și cel mai important, transmiterea online a ședințelor de Consiliu pentru a asigura transparența deciziilor care se ia la nivelul conducerii comunei. Atât Consiliul Local, cât și primăria prin primar. Doi, organizarea întâlnirilor periodice pe bază de invitație, atenție, cu cetățenii. Pentru ca aceștia să vină să ne expună problemele. Noi nu avem de unde... Societatea civilă, până la urmă, este cea, exact, care înțelege sau cântărește ce e de făcut mai rapid și cam unde se ducă banii. Da. Că banii nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai colegilor de, din Consiliu, da, și așa mai departe. Să ai, da, oamenilor, ai tuturor până la urmă. Adevărat, așa cum spune. Și legat, în strânsă legătură cu ce v-am spus, lansarea de apeluri regulate pentru propuneri de proiecte din partea cetățenilor. Ăstea sunt trei noutăți care în momentul de față nu se întâmplă la nivelul conducerii primării. Nu se întâmplă. Dar de ce oare? Nu o stă măsură să spun. Deci, am lucrat acolo. Nu se întâmplă. Noi vrem să fim transparenți. Alături de mine am o echipă care, între ghilimele, n-au interese. Nu au interese. Sunt fără interese. Sunt oameni din afară, oameni care sunt antreprenori, unii economiști. Nu vor să, știți cum e. Da, n-au interese. Ca să folosim, da, expresia asta pe care o folosesc mult, să aderă la ciolan, să spunem așa. Așa. Nu, n-au legături de rudenie între ei. Să fie vărul, cumnatul, nașa. Nepotismul e un, da, nepotismul la aspect frecvent în multe, da, instituții în general. Așa, a, bine, este. Deci nu e așa, ca să discutăm, să mai destinem, știți, un pic. Cum e? Și-a strâns fine și vecine și toți fine și vecini. Da. Nu, nu vrem să facem treaba. Vrem să fim transparenți. Tocmai de aceea venim cu propunerile astea. În primul rând, transmiterea online a ședințelor de Consiliu, pentru că așa este normal într-o țară care se vrea civilizată și într-o comună cum e Păulești. Și un respect față de oameni, domnule. Așa este, da, da. Alte proiecte mai avem foarte puțin la dispoziție și vreau totuși să plecați știind că ați reușit să nu știu dacă o să, nu știu dacă o să le acopăr pe toate. Să le numerați măcar dacă avem atragerea investitorilor. Știți că avem proiectul în colaborare acum cu Consiliul Județean Centura, ocolitoarea Păuleștiului. În această zonă încercăm să facem un parc industrial. De aici or să vină bani la bugetul local. Cum v-am spus, bancomatele care sunt foarte necesare. Necesare, da. Susținerea unităților de cult, am spus. Un obiectiv nou de investiții. Ni l-am propus să facem legătura între cartierul nou, Magnolia, da? Să nu mai dați numai că este un cartier, da, privat. Așa, un cartier, da, un cartier din... Ce s-a construit, da, totuși recent, da, și de, da, blocuri și de case. Cu sala de sport și locația unde facem bazinul și promenada, vestita promenadă de la Păulești. Da, e un trotuar, deci, prin pădure, de-a lungul... Deci sunteți empatici cu proiectele făcute de actualul contracandidat, să spunem așa, ca să arătăm o deschidere, haideți să vă, nu? Am spus că totuși... am zis că nu zic, dar o să zic. N-am să neg niciodată faptul că am lucrat la primăria Păulești, n-am să neg niciodată faptul că până la un moment dat am făcut echipă cu Sandu Tudor, însă drumurile noastre s-au despărțit. S-au despărțit de ce? E o dovadă de bărbăție, da, să vă asumați aspectul. Eu mi-am asumat, am plecat, dumnealui a rămas acolo să facă ce vrea, nu mă interesează ce face, cumva, că le face corect, că le face legal, este fix treaba dumnealui. Eu mi-am ales să plec pe drumul ăsta, să-mi văd de treaba mea și el să rămână să-și facă lucrurile așa cum crede. Că sunt corecte sau nu, trebuie să răspundă dacă a greșit sau nu. Cu siguranță și cetățenii vor fi cei care vor cântări toate aceste informații și toate aceste decizii, domnule Marian Ioniță. Văd aici, repede să discutăm, mai avem foarte puțin, mai puțin de 50 de secunde, despre ideea unui dispensar în zonă. Nu există sau care, există care un dispensar, situația? Există un dispensar în satul Găgeni, însă acolo vrem să facem o clinică în care să aducem, pe lângă medicul de familie și medicul stomatolog, să aducem o recuperare, o kinetoterapie, să facem un parteneriat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, încercăm să facem asta și Consiliul Județean să realizăm treaba asta.
Bun. Vă spun, așa cum fac de fiecare dată, baftă pentru perioada următoare. Vă mulțumesc. Multă putere de muncă, avem nevoie toți de aceasta. E o perioadă grea și atunci să fim, dacă aveți un mesaj, le transmiteți oamenilor. Așa cum am scris pe pliant, cum ați început dumneavoastră, a venit vremea schimbării, eu zic așa, pentru oameni creăm valori prin fapte. Votați poziția 3 pe buletinul de vot, atât la primar cât și la Consiliul Local. Este un slogan al dumneavoastră personal sau al... Este sloganul echipei cu care este lângă mine. Creăm valori pentru oameni prin fapte. Bun. Multă baftă, domnule Marian Ioniță. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. A fost alături de noi domnul Marian Ioniță, candidat la primăria Păulești din partea PSD. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem la următoarea ediție. Pe curând.